Gabi. La liber. Aici am pregătit coasele și pârnața. Haideți să vedeți ce bine miroase. Dacă simțim mirosul, vai de mine. Așa ceva mai rar. Am țipat un cloc de apă după coase și pârnați, iar apa rămasă de aici, a doua apă, o folosesc pentru mărtașul de greacă, care pun în smântână ce am pregătit acolo pentru mărtașul de greacă. Da, bă, eu, Horica, asta am ce-am făcut-o. Și mai trebuie să mâncăm carne și iese da, să... Da, bă, am mâncat să nu ne mai fie poftă. Am mâncat sară la gaza asta. Am un bec, apoi iar 6 săptămâni nu-mi bea și nu-mi mânca carne și nu-mi bea Horica. Haideți, haideți, mai uite. Nu haideți, bă, că să răcesc armale, mă, și-am pus și cu... Da, da, de tot sus! Ia, mă, trece! Băi, Gheorghica, văd, tot stau și mă gândesc cum vor zic porumb de aceea mea. O, că se-a trecut un stat. Da, bă, cădatul, Gheorghica, S-a adună feciorii la acasă, fetele pregătesc armale, coase, cârnat și e lăsarea. Să termină, intrăm în postul Crăciunului și ei se adună și pot să bea horincă, pot să mănânce sarmale, pot să mănânce cârnat și chefuiesc, măi, și jocă și de acele circuri ce fac. Tata ziua în pădure m-am gândit numai. Eu uit. Dacă ai putea băga pe cameră și mirosul. E ultima zi în care să mai mănâncă carne. E ultima zi în care să... După aia femeile spală toate blidele cu cenușă, cu leșâie, cu toate, le fac curate și deja să intră cu sarmale, cu ciuperci, cu hribe, cu... Să mănâncă cu totul altceva. Fasole, supă de fasole, supă de prune și din asta. Și acum seara deci, asta mare ce rol are gazda? Seara asta gazdă, mare... Ce faceți ca și gazda? Că le asigur toate condițiile ca ei să se simtă bine, domnule. Focul, jarul și gata, hai, numai, cu focul. Băgați-vă, să vă trebuie cum vă băgați, doamne. Trebuie să ne pune fiecare cu femeia lângă el sau... Nu mă interesează. Numai să nu le tipăim. Nu le tipăim, pe celelalte. Bine ar veni, adică la montani. Să ne vedem și de Crăciun, așa? Da, dar mai treci ca acum, mai treci, nu așa pe Băi, să aveți grijă cum petreceți postul, că păcatele-s mult. Dar vine să povestim mânt de post, că am înțeles asta așa... Băi, mânt de poi mânt. Da, nu sub atâtea asta, sună. Și dacă zici pe aia, n-are nimic. E greu de altceva. Așa e. Nu stau că nici pe George. Thank you.
O poveste, da, după aia iară joc, iară mâncare, tot așa, până dimineața. Trebuie să ne veselim până intrăm în post, trebuie să jucăm într-una, să nu ne fie dor. Până la Crăciun, pauză, dar de la Crăciun, nu știu cum ne-o mai gespați unul de altul, că când ne întâlnim la Crăciun, apoi nu știu, trece Sfântul Ion, bobotează, tă la olaltă, msi. Apoi de mâine dimineață, cam punem ceată la încui. Când dăm priceaznie, și colins, o dăm cu... Când dăm, dar nu cu ceai de la când dăm colins, numai la Crăciun. O dăm cu geontă, numai o pregătim. Ultima seară de ce? Da, ne pregătim de Crăciun. Repetăm colinzele. Dimineața ungem cu slănină să nu mai putem cânta cu ea.